Apocalipsa, până la urmă, este o carte care portretizează prin simboluri puternice și bizare toată istoria Bisericii, dintre prima venire a lui Hristos și a doua venire a lui Hristos. Vine vorba de cartea Apocalipsa, multă lume este pur și simplu paralizată de faptul că Apocalipsa este o carte grea, întortocheată, plină de profeții enigmatice și nu știu exact ce să facă cu ea. De aceea nu-i de mirare că pe cât de fascinantă este cartea Apocalipsa, pe atât este de neglijată. Acum, eu nu vreau să par foarte simplist, dar pot să spun fără nicio ezitare că Apocalipsa, pe cât este de complexă, întortocheată, enigmatică, oricât de ciudată ni se pare, are o singură idee principală, o singură idee centrală, și anume Dumnezeu câștigă. Apocalipsa este o carte extraordinar de relevantă pentru viața noastră. Și aceasta nu pentru că, spre dezamăgirea unora, ne-ar oferi secrete și schița evenimentelor care vor avea loc de azi până la a doua venire a lui Hristos. Nu veți auzi interpretarea știrilor de la televizor, pentru că Apocalipsa nu vorbește despre Biden sau despre Putin. Apocalipsa este în Biblie, având rolul de a mângâia creștinii ce suferă din cauza persecuției, din cauza prigoanei, ce suferă pentru credința lor, are rolul de a-i mângâia cu adevărul că în cele din urmă Dumnezeu câștigă. Acum, când vine vorba de înțelegerea Apocalipsei, de obicei sunt patru tradiții, patru școli majore de interpretare. Una din ele este preterismul, cei care susțin că tot ceea ce a fost scris în Apocalipsa s-a întâmplat deja. Cealaltă școală de interpretare este futurismul, probabil poziția celor mai mulți evanghelici din România, adică cei care cred că tot ceea ce scrie din capitolul 6 până în capitolul 20 se va întâmpla undeva într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, în ajunul venirii lui Hristos, dar cu siguranță acele evenimente încă nu au avut loc. O a treia școală este istoricismul, cei care spun că fiecare profeție din Apocalipsa are de-a face cu un eveniment din istoria Bisericii, și mai este o școală de interpretare numită idealism, cei care susțin că profețiile cărții n-au de-a face cu evenimente din istoria Bisericii, ci pur și simplu descriu în termeni simbolici conflictul dintre bine și rău. Perspectiva mea personală și pastorală asupra cărții este una hibridă, eclectică, adică iau ce este mai bun din toate aceste școli de interpretare. De fapt, aceasta nu vine cu idei originale, pentru că, până la urmă, Apocalipsa nu este o carte cu idei originale, ci pur și simplu este o repetiție a mesajului Scripturii în toate celelalte 65 de cărți. Și dar când vorbim despre profețiile din Apocalipsa, da, unele s-au întâmplat deja în primul secol. Țineți minte că în primele capitole Ioan se adresează unor biserici locale din secolul I cu problemele lor și crizele prin care treceau. Alte profeții s-au întâmplat de-a lungul istoriei, unele se întâmplă chiar acum și altele se vor întâmpla într-adevăr în ajunul revenirii lui Hristos. Apocalipsa, până la urmă, este o carte care portretizează prin simboluri puternice și bizare toată istoria Bisericii, dintre prima venire a lui Hristos și a doua venire a lui Hristos. Deci când vom citi despre judecata peceților, a celor 7 trâmbițe și a celor 7 potire, vom vedea că textul nu este într-o ordine cronologică. De fapt, toate cele 3 șiruri de judecată sunt recapitulative, ele se repetă, nu sunt legate de o anume perioadă de timp, ci descriu ceea ce s-a întâmplat în toată istoria Bisericii, de la prima venire a lui Hristos până la a doua venire a lui Hristos. Într-un fel, dacă doriți, cartea Apocalipsa stabilește un cadru răscumpărător. Acum, ce facem noi cu toate aceste lucruri? Cartea Apocalipsa începe în versetul 3 spunând că este ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Deci, pe de o parte, suntem binecuvântați să putem studia Apocalipsa. Dar mai mult decât atât, suntem binecuvântați să păzim ceea ce scrie în cartea Apocalipsa. Știți ce îmi spune acest lucru? că Apocalipsa nu e chiar așa de grea pe cât am făcut-o noi. Avem impresia că Apocalipsa este, nu știu, doar pentru cei inițiați. Și da, ai mai mult de muncă pentru că trebuie să cunoști întreaga Biblie, dar dacă ar fi doar pentru o elită teologică, înseamnă că majoritatea creștinilor ar fi lipsiți de această binecuvântare. Tocmai de aceea te încurajez ca prin lentilele cărții Apocalipsa să privești în trecut, în prezent, în viitor, să înțelegi prin iluminarea Duhului Sfânt cine este biserica, în ce context există biserica, războiul în care este implicată biserica și fiecare confirmare din trecut și prezent, deocamdată, te va face să înțelegi mai bine suveranitatea, providența, harul lui Dumnezeu și să te odihnești în adevărul că prin Hristos suntem mai mult decât biruitori. Acesta e mesajul cărții Apocalipsa.